beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Am început la 16 ani. Calculam că anul ăsta fac 20 de ani de activitate. Pentru că și acei primi ani, deși eram adolescentă și foarte la început, au fost o experiență inegalabilă. Nu se compară cu nimic, nu aș face nimic diferit. Am învățat foarte mult, am cunoscut, dintr-o dată am intrat în lumea asta și direct în miezul ei. Am învățat enorm și ce m-a, nu știu, totul, am... Nu știu să zic, traumatizat, nu am fost traumatizată, din contră, la vârsta aia, deja de atunci știam că vreau să rămân tot pe aici. Mi-a plăcut foarte mult, mi-au plăcut oamenii, nu din toată industria, că de asta m-am și dus, așa cum sunt selectivă în a merge pe unde merg, dintotdeauna am fost și mi-am căutat niște surse de inspirație chiar cu oamenii în care mă înconjor. Și de asta am cotit-o spre actorie, spre teatru, pentru că de acolo mi se pare că pot să fur și pot să iau o sevă vitală și de acolo mi se pare că e talentul și creativitatea reală. Neavând niciun plan să mă fac actriță, neavând niciun plan că o să meargă, am zis să o încerc. Și asta, eu fiind destul de pasionată de educație și nu că pasionată, interesată, mi se pare un subiect inepuizabil. Și nu mă satur niciodată să văd cum mai evoluează educația și spre ce se tinde, având băieții. Și faptul că mi-am dat un an de test să văd, merge bine, nu merge, căutăm, fac altceva. Dar în anul ăla mi-am dat seama că, de fapt, întotdeauna eu asta trebuia să fac, ce făceam în facultate. Profesorii m-au încurajat, începusem să iau castinguri, am zis ok, asta nu este o întâmplare, înseamnă că mă pricep, sau oricum, mi-am găsit locul, știi? You're beautiful.